Legenda tricolorului, după Andrei Ciurunga. Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluționar de la 1821, a ridicat țara, chemând-o la luptă împotriva exploatării boierești dinăuntru și a dușmanilor din afară, dintr-unul din satele oltenești a pornit pentru a se înrola în oastea pandurilor și un gospodar cu numele de Dragomir, tată a trei fetițe, una mai isteață ca cealaltă. Înaintea plecării, omul și-a îmbrățișat nevasta și pe cele trei fete, iar acestea din urmă i-au dăruit cât o amintire lucrată cu mâna lor. Fata cea mare i-a dăruit o batistă albastră, a idoma ochilor ei, a idoma luminosului cer și a idoma adâncurilor apelor. Fata mijlocie i-a dat o batistă galbenă ca pletele ei, ca niște spice din lanurile noastre de grâu. Iar fata cea mică, Ileana, i-a întins cu sfială o batistă albă. Ea nu a mai avut timp să vopsească batista, așa cum a văzut că au făcut surorile cele mari. Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi. A pus cele două batiste colorate în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul inenuței, a ascuns-o în buzunarul de la piept al vestonului. Așa a pornit viteazul Dragomir la oaste, cu încrederea că el și miile de panduri vor scăpa țara de asuprirea boierilor și de sabia otomanilor chemați în grabă de stăpânire să-i dea ajutor împotriva românilor răsculați. Dragomir s-a luptat ca un leu, dar, în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonț i-a străpuns inima. A căzut cu fața la dușman. Tovarășii săi de luptă, înainte de a-l îngropa după datină, i-au cercetat buzunarele, cu gândul de a le duce alor săi obiectele pe care le-ar fi găsit asupra eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare nimic altceva decât cele două batiste dăruite de fetele mărișoare, iar în cel de la piept, soldații au dat peste batistuța Ileanei, care nu mai era albă ca la început, ci roșie ca focul pătrunsă de sângele tatălui ei. Vitejii au luat cele trei batiste colorate, care acum erau una roșie, a doua galbenă și a treia albastră, le-au legat între ele și le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest simbol în frunte, albastru, simbolul libertății, galben, simbolul dreptății și roșu, simbolul frăției, așa au plecat mai departe panduri. Și de atunci, așa ne spune legenda, steagul armatei române cuprinde aceste trei culori la oaltă. Sub faldurile lor s-au făcut și războiul independenței și marea noastră unire de la 1918. Sfârșit.